Salutare, amice! E vineri! Cam așa strigăm în fiecare săptămână când weekendul se apropie. Vinerea asta a venit la pachet cu o doză de distracție și de informații utile care poartă numele Ora Copiilor. Cei care îți distribuie atâta energie și un amalgam de curiozități colorate suntem noi, Gabriela Știrbu, Pavel Cepraga și Ruxanda Kowalski. Pentru că ieri a avut loc mult așteptata premiere a câștigătorilor concursului Europa Copiilor, îți vom povesti cum s-au simțit premianții la sediul Delegației Uniunii Europene din Chișinău și vei descoperi de ce surprize au avut parte. În studioul nostru vine Radu Puslar, noul membru al echipei noastre, care este și premiantul concursului Europa Copiilor. Astăzi, Ora Copiilor e mai sportivă ca niciodată. În vizită la noi vine o grațioasă gimnastă pe nume Cristina Mârzac și deținătorul a numeroase diplome și trofee, Cristian Cotorobai. Vei afla de la ei cum a reușit sportul să devină un imperativ în viață și ce efecte are el asupra organismului nostru. Îți promitem și o călătorie pe undele radio tocmai în Grecia Antică, acolo unde au luat naștere faimoasele jocuri olimpice. Începem distracția de la Ora Copiilor în ritm latino. Imediat îți cântă Betty și Mihail Ungureanu. De dans și ai simțit pe date viața mai interesant.
ritmul distracției alături de Betty și Mihai Ungureanu. Asculți Ora Copiilor, cea mai colorată emisiune destinată amatorilor de divertisment. Iar alături de tine suntem noi, Gabriela Știrbu, Cepaga Pavel și Ruxanda Kowalski. După cum ți-am spus anterior, ieri a avut loc mult așteptata premiere a câștigătorilor concursului Europa Copiilor. Evenimentul le-a lăsat premianților emoții copleșitoare. Spiritul premierii îl prins chiar acum din reportajul ce urmează. În sediul delegației Uniunii Europene din capitală, acolo unde astăzi a avut loc mult așteptata premiere a participanților concursului Europa Copiilor, care a avut drept scop promovarea istoriei și a valorilor europene. Premianții au avut ocazia să dialogueze cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. În cadrul discuției, atât premianții, cât și membrii redacției Copii, Adolescenți și Tineret și-au manifestat opinia referitor la situația actuală a Republicii Moldova, a cărui viitor prosper este inseparabil de Uniunea Europeană. În urma vizitei, copiii au rămas entuziasmați de spiritul european, și-au lărgit orizontul cunoașterii și și-au diversificat viziunile. În acest context, îi aducem sincere felicitări câștigătoarei concursului Europa Copiilor, Alexia Stăvilă, elevă în clasa a patra la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din capitală, care s-a remarcat prin originalitate și creativitate. Chiar acum Alexia se află alături de mine și ne va povesti cu ce impresii a lăsat-o evenimentul de astăzi. Te salut, Alexia! Bună ziua! Astăzi ai fost prezentă la întâlnirea cu domnul Peter Mihalco. Spune-mi, cum a fost acolo? A fost o atmosferă foarte plăcută. M-am simțit bine alături de el. Chiar ne-a povestit foarte multe lucruri noi pe care nici nu le știam. Pentru mine a fost totul foarte clar și chiar aș mai vrea să fiu prezentă la asemenea întruniri. Cum ai aflat despre concursul Europa Copiilor? Mama mi-a spus despre acest concurs și deja singură m-am informat. A spus să apelez la numărul dat și am apelat și prima dată a fost conexiunea nu prea bună, dar a doua oară a fost totul bine și am putut da răspunsul la întrebare. Alexia, îți mulțumim foarte mult și felicitări încă o dată pentru premiul câștigat. Mulțumesc foarte mult! Am onoarea să discut cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Domnule Mihalco, spuneți-mi, vă rog, cu ce impresii v-a lăsat întâlnirea cu premianții concursului Europa Copiilor și cu membrii redacției Copii, Adolescenți și Tineret? Sunt cu cele mai bune impresii, foarte impresionat de cunoștință, de entuziasmul și de rezultate acestui concurs. Vreau să felicit pe toți participanți concursului și să mulțumesc și echipei la Radio Moldova pentru această activitate. Doamna Stavila, care a organizat acest și concurs și întâlnirea de astăzi, și doresc tuturor mult succes în viitor și multe activități frumoase ceea ce privește cooperarea între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Pentru că în cadrul concursului le-am propus participanților să răspundă la întrebarea ce reprezintă Europa pentru ei, am vrea să aflăm care este opinia dumneavoastră, ce reprezintă Europa. Europa pentru mine, și asta este un mesaj foarte personal, reprezintă un vis care s-a transformat în realitate, pentru că sunt din țara care a intrat în Uniunea Europeană și am văzut schimbarea spre standarde europene în viața mea. Este și ceva ce poate să reprezintă o dovadă că visurile poate să devină realitate și Europa ca care reprezintă valorile. Întrucât se apropie o sărbătoare mult așteptată de toți copiii din lume, Ziua Internațională a Copilului, v-aș ruga să lăsați un mesaj pentru copiii Europei. Eu aș vrea să doresc tuturor copiilor din Republica Moldova toate cele mai bune în viețile lor, să-și vadă visurile, să devină realitate și mult
mult succes și în viața, în școala și să vadă țara lor să crește împreună cu ei ca o țară prosperă, țara stabilă, țara în care aceste valori, valori europene noastre comune, să fie realitatea pentru toți. Am fost și noi prezenți la eveniment și am rămas plăcut surprinși de dialogul cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Apropo, amice, cred că ai remarcat din reportaj faptul că domnul Peter Mihalco vorbește româna foarte fluent. Așa că dumnealui este un exemplu care demonstrează că poți vorbi o limbă străină în cazul în care persistă dorința de a-ți comunica gândurile și în alte limbi decât cea maternă. Reamintim cine sunt premianții concursului Europa Copiilor. Deci, Alexandrina Garuța, Liceul Teoretic Iulia HD, orașul Chișinău, premiul mare, categoria adolescenți. Felicitări! Alexia Stăvilă, Liceul Mihai Eminescu, clasa 4-a, orașul Chișinău. De asemenea, premiul mare la categoria copii. Felicitări! Paisie Rusu, Liceul Mihai Eminescu, oraș Chișinău, și Cătălina Munteanu, Zeicani, din Râșcani. Radu Păslari, elev la Liceul Gheorghe Asache din Capitale, care imediat va veni la noi în studio. Maria Armaș, din Chișinău. Nicoleta Pruteanu, satul Talmaza Ștefan Vodă, și Laurențiu, de la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani, clasa a 7-a, municipiul Chișinău. Premiul de încurajare este a Emanuelei Armaș din Chișinău. Are 6 ani, care a răspuns parțial corect, dar a prezentat un răspuns nostim la proba de creativitate, afirmând că Europa este o floare. Un mesaj de mulțumire avem din partea Alexandrinei Garuța, cea care a luat premiul mare la categoria adolescent. Bună, dragă prietene! Sunt Alexandrina Garuța, elevă la Liceul Teoretic Iulia Hașdău și sunt onorată să mă număr printre premianții concursului Europa Copiilor. Pe această cale țin să-mi exprim recunoștința pentru membrii studioului pentru copii și adolescenți de la Radio Moldova, care știu să surprindă de fiecare dată prin inițiative noi, interesante și demne de toată lauda, și pentru delegația Uniunii Europene Republica Moldova, deschiderea și amabilitatea cărora m-a impresionat. Radioul este pasiunea mea și îmi place să descoper lucruri noi și interesante din emisiunile radio. Am auzit într-una din emisiunile Ora Copiilor despre această frumoasă oportunitate de a participa în cadrul concursului. V-am ascultat cu atenție pe parcursul desfășurării acestei competiții și într-una din zile am decis să-mi încerc și eu puterile. Pot afirma acum că această competiție a devenit deja o frumoasă experiență, căci am avut fericită ocazie să particip în cadrul unei întâlniri organizate la sediul Delegației Uniunii Europene cu excelența sa ambasadorul Peter Mihalco. Discuția cu domnul ambasador mi-a umplut rezervele de inspirație și motivație, pentru că, după cum afirma însuși excelența sa, dacă se vrea, se poate. Iar acest motto rămâne valabil nu doar în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În timpul dialogului am povestit despre vise, perspective de viitor și am rămas de-a dreptul fascinată de nota pozitivă și încurajatoare a acestuia. Excelența sa a făcut și o comparație reușită după mine a Uniunii Europene cu autostradă, unde își fac loc cele mai bine dotate automobile, așa că hai să construim și noi un vehicul performant, rapid, să încercăm să creăm un sistem care să funcționeze, pentru că viitorul este cu certitudine al nostru. Viitorul aparține copiilor. Europa rămâne a fi pentru mine o provocare continuă, căci cu fiecare nouă descoperire despre bătrânul continent, vreau să aflu mai multe. Așa că îndemnul meu este să rămâneți curioși și să acceptați provocările. Mulțumim, Alexandrina, pentru emoțiile împărtășite și pentru îndemnul de a ține pas cu ascensiunea continuă. Vreau să menționez că grație concursului Europa Copiilor, echipa noastră înglobează deja cu 2 membri mai mult. Este vorba despre
una dintre câștigătoarele concursului, Alexia Stăvilă, și cel care ne-a impresionat prin răspunsul creativ la întrebarea ce este Europa, Radu Păslari, care chiar acum se află în studioul Radio Moldova. Radu, te salut și bine ai venit în echipa noastră. Te rog să le reamintești ascultătorilor noștri unde îți faci studiile și care a fost răspunsul inedit la întrebarea ce este Europa. Salut, salut! Mă numesc Radu Păslari și sunt elev în clasa 10 la Liceul Gheorghe Asache. Răspunsul meu la întrebarea ce este Europa a fost un vis nerealizat al moldovenilor. Sperăm că activitatea la radio îți va conferi adolescenței tale o culoare și mai intensă. Prietene, rămâi conectat pentru că în scurt timp vei călători tocmai în Grecia antică, acolo unde au luat naștere faimoasele jocuri olimpice. În continuare îți cântă Bianca Lungu, Zaleila. Și 24 de minute. Minunată și încântătoare e vinerea asta alături de ora copiilor. Cu tine sunt cei mai pozitivi prezentatori, Gabriela Știrbu, Pavel Cepraga și Ruxanda Kowalski. Și noul membru al echipei noastre, Radu Păslari. Sidius, Altius, Fortius în română ar fi mai rapid, mai sus, mai puternic. Trei cuvinte care au făcut istorie. Trei cuvinte care de aproape 100 de ani înseamnă același lucru, Jocurile Olimpice. Fără îndoială, la ora actuală, Jocurile Olimpice reprezintă cel mai mare și cel mai așteptat eveniment sportiv și cultural al lumii. De unde vine numele Olimpiada și cum a apărut acest concurs, îți relatez chiar acum. Numele
de Olimpiada vine de la denumirea Muntelui Olimp, faimos prin frumusețea templelor în care locuiau Zeus și Hera împreună cu ceilalți zei. Conform accepției arheologilor, primele întreceri olimpice au avut loc în anul 776 înainte de Hristos. Ele cuprindeau o serie de întreceri sportive și erau organizate în cinstea zeilor, inițial având un caracter religios. Jocurile olimpice simbolizau o ofrandă adusă zeilor pentru toate lucrurile bune pe care le făceau pentru pământeni. În urma întrecerilor, câștigătorii erau răsplătiți cu o coroană împletită din ramuri de măslin și erau priviți de ceilalți participanți și spectatori ca adevărați eroi. Unul dintre cele mai importante lucruri, pe lângă faptul că învingătorii deveneau cunoscuți în toată Grecia, era că aceste întreceri nu puneau în valoare doar forța fizică a sportivilor, ci și modul în care ei își puneau în valoare forța, voința și inteligența. Trebuie să menționăm că întrecerile sportive în antichitate erau mult mai dure decât cele de astăzi, iar forța fizică deosebită era primordială. Cu timpul au apărut, așa cum era și firesc, reguli noi și alte sporturi, așa că întreaga competiție nu mai ținea doar o zi, dar 5 zile și se desfășura numai vara, în cea mai caldă perioadă a anului. Așa cum se obișnuiește și astăzi, în prima zi a jocurilor se aprindea flacăra olimpică și ea ardea pe toată durata competiției. Flacăra era adusă în Olimp de 3 oameni anume aleși, care purtau pe cap coroane din ramuri de măslin. Până să ajungă în Olimp, ei călătoreau 3 luni prin întreaga Grecie și nimeni nu avea voie să stingă flacăra sau să facă vreun rău unuia dintre purtătorii ei, deoarece aceasta însemna că îl desconsideră pe Zeus, cel căruia îi erau dedicate aceste competiții. Jocurile olimpice au mai continuat încă 12 secole, până când, în anul 393 după Hristos, împăratul Teodosius a considerat că aceste jocuri sunt păgâne, fără caracter educativ și nu fac altceva decât să încurajeze violența. Așa că până în anul 1896, atunci când au apărut jocurile olimpice moderne, aceste întreceri nu au mai avut loc. Originea jocurilor olimpice antice este învăluită în legendă și mister. Potrivit uneia din legende, după ce Hercule a finalizat cele 12 munci, el a construit stadionul olimpic pentru a-l onora pe tatăl său Zeus, regele zeilor. Ulterior, el a mers în linie dreaptă preț de 200 de pași, denumind această distanță stadion, care, mai târziu, avea să devină unitate de referință în măsurarea distanței. Chiar dacă Hercule a pus sau nu bazele jocurilor olimpice antice, conform istoricilor, un singur lucru e cert. Jocurile olimpice s-au născut în jurul anului 776 înainte de Hristos, în regiunea Olimpia, din nord-vestul Peloponesului. Mulțumim, Pavel! Amice, călătoria noastră în Grecia antică a luat sfârșit și acum vreau să-ți dau o sugestie care ți-ar colora ziua de duminică. În data de 13 mai, adică duminica asta, între orele 9 și 16, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura o cursă de ciclism de 15 km, așa că ia-ți bicicleta și petreceți timpul liber în mod distractiv și sănătos! Tot despre sport îți cântă imediat fetele din Dai Loli Pops. Rămâi cu Ora Copiilor, pentru că invitații noștri pasionați de sport deja fac pași grăbiți spre studioul nostru.
tuturor. Suntem aici alături de tine. Suntem aici cu noi idei creative și multe clipe distractive. Hei, prietene, este ora 16:32. Asculți cea mai tare emisiune destinată elevilor, ora copiilor, iar alături de tine sunt cei mai tari prezentatori: Pavel Cepraga, Gabriela Știrbu, Ruxanda Kowalski și Radu Păslar. Îi salutăm și pe doi sportivi superstari, oaspeții emisiunii de astăzi, cei care ne vor motiva să adoptăm un mod sănătos de viață: Cristina Mârzac și Cristian Cotorobai. Mai întâi am vrea să aflăm unde vă faceți studiile, în ce clasă studiați și cum se numește sportul care vă pasionează. Mă numesc Mirza Cristina, învăț în clasa 4A la Liceul Teoretic Gheorghe Sachi și învăț la... Cu ce sport te ocupi, Cristina? Cu gimnastica ritmică. Cristian, tu ce poți să ne spui? Bună, mă numesc Cotorobai Cristian, am 13 ani, învăț la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, sunt în clasa 7A. Practic două sporturi: polo pe apă și karate. De când ați început să cochetați așa cu sportul? Cristina, de cât timp te ocupi cu gimnastica? Mă ocup de la 5 ani. Și tu, Cristian? Eu practic karate de la 4 ani, iar polo pe apă de la 6. Cristina, de ce ai ales să faci gimnastică? Nu știu, dar părinții au vrut așa ca să mă ocup cu gimnastica, pentru că gimnastica este așa un sport grațios ales pentru fete. Iar tu, Cristian, de ce ai ales karate? Dar ce este un sport care educă curajul și să fiu încrezut în sine mereu. Cât de des vă antrenați voi ca să acumulați forța necesară pentru a deveni un sportiv de excepție? Cam de 4 ori pe săptămână. Cât? Cam câte 5 minute, așa? Nu, câte 2 ore maximum. Oh, ce bravă ești și rezistați? Tu, Cristian? Da, practic zilnic. Zilnic și tot așa, câte 2 ori? Da. Am înțeles. Acum, drag ascultător, îți propun să deconspiri efectele magice ale practicării sportului alături de Gabriela. Sportul este esențial pentru creșterea rapidă și armonioasă a copiilor, iar aptitudinile pe care ei le dobândesc în acest timp contribuie la dezvoltarea lor. Aceasta este concluzia mai multor studii din SUA. Potrivit oamenilor de știință, participarea la diverse activități fizice de la vârste fragede are un impact psihologic benefic asupra copiilor. Astfel, la vârsta copilăriei și a adolescenței sunt necesare 60 de minute de sport în fiecare zi pentru o viață sănătoasă, de 2 ori mai mult decât în cazul adulților, recomandă specialiștii. Potrivit cercetătorilor, exercițiile fizice practicate în echipe organizate au efecte benefice asupra stării mentale a copiilor. În primul rând, adolescenții care participă la sporturi de echipă în mod frecvent se vor dezvolta armonios, fără a avea probleme cu greutatea. De asemenea, sportul contribuie la reducerea stărilor de insomnie sau lipsa de încredere și le oferă adolescenților posibilitatea de a socializa cu cât mai multe persoane și de a avea încredere în ceilalți, fiind recomandat în special adolescenților timizi. O cercetare realizată de Women Sport Foundation din SUA a arătat că adolescentele care practicau sporturi de echipă în mod regulat erau mult mai implicate în activitățile școlare, obținând rezultate foarte bune la învățătură. Studiul a demonstrat o puternică legătură dintre sport și menținerea sănătății fizice și mentale pe termen lung. De aceea, prietene, te îndemn să faci sport în fiecare zi. Amice, acestea sunt doar câteva efecte uimitoare ale sportului. În continuare vei afla și mai multe despre beneficiile adoptării unui stil de viață echilibrat de la invitații noștri, Cristina Mârzac și Cristian Cotorobai. Deocamdată te las în compania lui Fifth Harmony, I'm in love with a monster. Say what you want, but I won't ever be told, 'cause I'm in love.
Noi suntem prietenul tău și eu și Gabi suntem prieteni, de asta am vrut să începem ambii în același moment. Este ora 16 și 40 de minute, asculți cea mai colorată emisiune, alături de tine suntem noi, Pavel, Gabriela, Ruxanda și Radu. Și, în plus, doi invitați sportivi foarte frumoși, Cristina și Cristian. Cristian, văd că ai venit la noi cu foarte, foarte multe medalii. Spune-ne, de unde le-ai luat? Cât costă atâtea medalii? Păi, majoritatea medaliilor sunt de la karate, deoarece am avut și mai multe competiții. Uh-huh. Am și de la polo, dar ele sunt mai puține. Din ce țări ai adus medaliile astea? Din România, Bulgaria, Belarusia. Deci ai călătorit așa prin preajma Europei să strângi medaliile de la alții. Și care e cea mai prețioasă pentru tine? Pentru mine, practic, toate sunt prețioase, dar ce au fost câștigate cu greu. Cam cât te-ai pregătit tu ca să participi la primul tău concurs? Când am participat la primul meu concurs, am câștigat vreo 2 sau 3 medalii. La primul concurs, serios? Ce da. Bravo e! Cristina, tu ce rezultate ai obținut la gimnastică până acum? Eu am maximum 15 medalii. Sunt foarte mulțumită de ele pentru că le-am muncit cu greu. Să știi că și 15 medalii e un rezultat foarte bun. Îți adresez așa o întrebare. Ai acceptat să te schimbi cu locul cu Cristian? Tu să încerci karate, iar tu, Cristian, gimnastica. Ați încercat? Eu aș încerca, dar gimnastica pentru băieți nu prea mă ajută. Cristina s-a uitat la medaliile care stau aici atât de frumos la noi pe masă și de a dat acordul. Cristian, tu ai practicat gimnastica puțin, să vezi măcar cum e. Cred că da. Bine, niciodată nu-i târziu să începi un sport nou. Prietene, dacă ne asculți, sper că ții cont de sfaturile noastre. Apropo, noi știm că sportivii au o rație alimentară aparte. Cristina și Cristian, voi cu ce vă alimentați? Că aveți atât de multe premii. Mănânc mâncare sănătoasă, fructe și legume, vitamine, pentru că să am puteri la gimnastică, la învățătură. Chipsuri mănânci? Câteodată. Așa, mai rar. Tu, Cristian? Eu la fel mănânc sănătos, o cantitate mai mare de fructe și legume, dar mă dau un lături și după... Câteva dulciuri, da? Da. Am înțeles. Bravo! Buna noastră prietenă, Francisca Bușinski, ne-a pregătit câteva sfaturi care ar echilibra rația noastră alimentară. Să o ascultăm! Bună! Sunt Francisca. Știi că modul în care percepem alimentația și alegerile pe care le facem zi de zi au un impact semnificativ asupra sănătății și stării noastre de bine? Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii trebuie să înțeleagă că alimentația corectă și sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie integrată într-un stil de viață care va asigura starea generală de sănătate și longevitate. Niciun aliment nu poate aduce singur toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o alimentație variată, moderată și echilibrată.
Cea mai mare greșeală făcută în domeniul nutriției privește absorpția excesivă a hidraților de carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivă și care se găsesc în zahăr, dulciuri, făină, băuturi alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi. De aceea ar trebui să eliminăm alimentele ce conțin mult zahăr și produsele făinoase. Ar trebui să consumăm mult mai multe fructe și legume, ele ne vor oferi nu doar sațietate, ci și sănătate. Pentru cei mai mulți dintre oameni, hrana reprezintă doar o sursă de plăcere, probabil cea mai la îndemână. Pentru o fracțiune mai mică, principala preocupare legată de alimentație este cea privind aportul de energie, respectiv conținutul caloric al preparatelor. Însă realitatea este că în cazul celor mai mulți dintre oameni, adevărata problemă nu constă în faptul că mănâncă prea multe calorii, ci că își asigură prea puțin nutrienți importanți, ceea ce face ca organismul lor să ceară permanent mai multă mâncare. Trebuie să ne orientăm către alimente cu densitate nutrițională mare și să evităm alimentele și preparatele cu calorii goale, care aduc o cantitate mare de energie, fără ca aceasta să fie însoțită de micronutrienți importanți. Unul dintre stâlpii fundamentale a unei construcții corporale sănătoase o reprezintă alimentația. Fiecare își poate găsi echilibrul atâta timp cât are o alimentație sănătoasă. Sănătatea trupească, dar și cea mentală, se află într-o mare măsură în corelație cu hrana. Pentru tine a fost Francisca și nu uita, sănătatea depinde de echilibrul între alimentație și activitate fizică. Mulțumim, Francisca, pentru sugestiile alimentare acordate. Amice, rămâi conectat pentru că încă nu ți-am destănuit în totalitate misterul sportului. Acum luăm un respiro muzical alături de Adelea Borș. Sé que no
prietenul, prietenul care nu te lasă la greu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este ora 16:50. Acuși, prietene, asculți Ora Copiilor, iar alături de tine suntem noi, Pavel, Gabriela, Ruxanda și Radu. Cristina și Cristian, cum credeți? De ce este important să practicăm sportul? Eu cred că este important să practicăm sportul, deoarece într-un astfel de mod ne menținem sănătoși și mai frumoși. Cristian, tu ce spui? Pentru mine sportul este viață, pe mine mă ajută să mă mențin mereu în formă, să știu unde mai am să lucrez și pentru mine sportul este un hobby. Am înțeles, bănuiesc că în viitor vei avea și priză la fete, așa, din cauza sportului. Poate și acum are, de unde știi? Cristian, ia spune, te ajută cumva sportul la moment să faci cunoștință cu vreo fetiță? Vreo colegă de clasă. La campionat. Să o atragi. Nu știu, până când. Așa, eu te asigur că ele au pus ochi pe tine pur și simplu încă nu ți-au spus, așa, se rușinează ele, mai așteaptă un pic. Cristian este foarte modest. Cât de important este să practicăm cel puțin un anumit tip de sport, îți vor spune chiar acum elevii clasei 1 de la liceul Prometeu Prim. Acum mă gândeam cu ce aș putea să-mi ocup timpul liber și m-a trecut prin minte că aș putea să practic un sport. Dar oare ce sporturi există și, în general, de ce ar trebui să le practicăm? La aceste întrebări mi-au răspuns elevii clasa 1B din liceul Prometeu Prim. Bună ziua, mă numesc Victoria Sagaidac. Eu cunosc dansul, gimnastica, fotbal și tenisul. Eu practic dansurile sportive. Sportul îmi aduce sănătate și să am succese, să nu stau numai acasă în fiecare zi de când vin de la școală, dar să merg și la ocupații diferite. Eu mă numesc Bunescu Gabriela. Eu cunosc dansurile sportive. Îmi place pentru că ele te învață multe mișcări frumoase. Mă cheamă Paola Borș. Eu știu gimnastica, dansurile, fotbal, basket, tenis. Eu practic gimnastica. Sportul aduce sănătate, fericire. Eu mă numesc David Moisei. Eu cunosc sportul, volei, bowling, fotbal, tenis, fotbal de apă, fotbal de nisip și dansuri. Eu practic fotbalul de 2 ani. Sportul îți aduce mușchi, putere și multe alte lucruri. Eu mă numesc Rusna Cicanisia. Am practicat gimnastica și baletul. La gimnastică pot să fac figuri, pot să mă întind, iar la balet pot să învăț lucruri noi. Interesant! Înseamnă că merită cu adevărat să dai cel puțin o șansă sportului și să vezi care sport te prinde mai bine. De pe că, între timp, am aflat și eu câteva curiozități despre sport. Știai că golful este singurul sport ce a fost jucat pe lună? Prima minge de golf a fost lovită pe suprafața lunii în anul 1971 de Alan Shepard. Un alt fapt interesant este că, deși fotbalul este cel mai îndrăgit și vizionat sport din întreaga lume, pescuitul este sportul cu numărul cel mai mare de participanți, fiind unul relativ ușor de practicat. Recordul mondial pentru cele mai multe medalii olimpice îl deține gimnasta Larisa Latinina, care, pe parcursul a 3 olimpiade, a obținut 18 medalii olimpice. Sper că am reușit să-ți trezesc interesul de a practica un sport și rămâi activ până pe data viitoare. Pentru Ora Copiilor, Ian Caraiețchi. Mulțumim, Bianca, pentru curiozitățile colorate. În continuare, te mai servesc cu o porție de curiozități despre fotbal. Știați că denumirea de fotbal nu a fost dată deoarece este un joc în care lovești mingea cu piciorul, ci pentru că era jucat de țărani în picioare, comparat cu nobilii care practicau majoritatea sporturilor călare. Știați că studiile arată că unul din 20 de jucători care se accidentează pe terenul de fotbal este din cauza celebrării golului. Hitler ura fotbalul pentru că nu putea aranja meciurile astfel încât să asigure victoria Germaniei. Atunci când era adolescentă, regina Elizabeta a II-a obișnuia să se deghizeze și să joace fotbal pe terenurile din apropierea palatului Buckingham.
Știați că atunci când avea 13 ani, Ronaldinho a înscris toate cele 23 de goluri din timpul unui meci. Echipa sa a câștigat cu 23-0. Acela a fost momentul în care fotbalistul brazilian a început să atragă atenția în media. În mijlocul primului război mondial, în ziua de Crăciun din anul 1914, câțiva ofițeri britanici și germani au făcut un armistițiu. Bărbații și-au făcut cadouri, ba chiar au jucat un meci de fotbal împreună. Cel mai tânăr jucător de fotbal profesionist de lume a fost un băiețel în vârstă de doar 20 de luni. Prietene, ți-am demonstrat că fotbalul este un sport misterios și destul de frumos, pentru că vine vara, te îndemn să joci cu prietenii tăi fotbal și alte sporturi interesante. Amice, sper că te-am motivat să faci sport în fiecare zi și să adopți un stil de viață sănătos și echilibrat. Nu uita că ești ceea ce mănânci, ce faci și ce gândești. Te îndemnăm să continui cu entuziasm să faci mișcare, iar în cazul în care ai un stil de viață sedentar, să-l abandonezi cât mai curând posibil. Ora copiilor a ajuns la final. Alături de tine am fost noi, Gabriela Știrbu, redactorul emisiunii, Aurica Mirca, regizoarea emisiunii, și noi prezentatorii Pavel, Ruxanda și Radu. Și de asemenea doi invitați nemaipomeniți, Cristina Mirzeac și Cristian Cotorobai. Vă mulțumim că ați venit aici la emisiunea noastră. V-ați lăudat un pic cu meritele ce le aveți. Bine meritate. Și ne bucurăm că practicați un sport. Îți dorim un weekend fantastic, prietene. Te-am pupat dulce. Te curând. Todo.